În urmă cu 12 ani, un bărbat din Bihor a fost împușcat în picior. Rana a lăsat sechele, a rămas și fără loc de muncă. A găsit însă puterea de a se reinventa. Rămas acasă, a început să confecționeze și să repare vior cu goarnă, instrumente muzicale specifice Bihorului. Între timp, comenzile au devenit tot mai numeroase, așa că viorile sale au ajuns până în China și în America. Bihoreanul Marius Mihuț a cântat la nunți și la petreceri încă de la vârsta de 16 ani. Îi înveselea pe MSN cu acordeonul, dar și cu vioara cu goarnă. Lucra ca tăbăcar, iar în timpul liber participa la diferite evenimente pentru a-și spori câștigurile. Un eveniment petrecut în urmă cu mai bine de un deceniu i-a dat însă viața peste cap. În urmă, unui accident a fost împușcat grav în picior. Cum nu mai putea să meargă la serviciu și nici la nunți, bărbatul s-a apucat să repare și să confecționeze vior cu goarnă. Dacă eu nu mă băgam aici în vior, că normal la un accident mare, și minte multă și trebuie să judeci și să faci ceea ce îți place, că dacă nu faci ceea ce îți place, poți să deraiezi. Pentru mine e a doua viață care mi-a dat-o viorele ca să le fac, că nu putând merge să cânt, o trebuie să fac ceva, să câștig și eu să câștig existența de zi cu zi, să mânc și eu, să ajung și eu în casă, să plătesc o întreținere. Acum munca lui începe dimineața de vreme și se încheie după ce soarele apune. Folosește scânduri de paltin, cele mai bune pentru a crea un astfel de instrument. După ce e desenată viora, amerem la firez aici afară, că am firez cu panglică, o tăiem, merem după scris frumos, o tăiem, și după ce e tăiată lemnul, ajunge cam în postura asta, lemnul. Săpăm aici pentru cors, vine cuiele, mercul, cum l-am desenat aici. După ce pui limba și uscată, vine bărbierul, care asta vine aici suvarbă. Ăsta vine iară făcut și pus aici și imediat e gata vioara. Vioara este apoi lăcuită. Urmează decorarea instrumentului și montarea goarnei, cel mai scump dintre componentele folosite de meșter. E foarte greu de făcut rost de goarnii, mai ales aceștia de pionieri. Aceștia ce s-au făcut pe timpul lui Ceaușescu. Aceștia sunt foarte grozavi. Sună mai bine ca și al oricare țară, dacă am adus, că am adus din Franța, din Germania, din China, din orice, nu sună trompetele lor ca și trompeta noastră de pionieri. Anul trecut, Marius Mihuț a primit titlul de tezaur uman viu. Artistul a creat în atelierul din spatele casei sute de viori care au ajuns în toate colțurile lumii. Prețul acestora începe de la 200-300 de euro și poate ajunge până la câteva mii.